Accident mortal aseară în capitală. Un bărbat de 46 de ani care traversa strada regulamentar a fost lovit în plin de un autoturism care circula cu viteză. Omul a murit pe loc în urma impactului. Accidentul s-a produs pe bulevardul Barbu Văcărescu. Șoferul și soția lui susțin că bărbatul a sărit brusc în fața mașinii. Trecătorii prezenți în zonă au alertat imediat autoritățile, iar la fața locului au ajuns rapid o ambulanță SMURD și un echipaj de poliție. Ce spune că nu l-a văzut, că n-a apucat să treacă o zebră două, că a venit, deci mașina după a doua bandă, a încetinat viteza, iar ăsta a venit, cred că avea 150-180, dacă nu 200 la oră. A alergat efectiv în fața de pieton. Deci pătrăjit de pieton. Șoferul a fost testat cu etilotestul, iar rezultatul a fost negativ. Pe numele lui a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă.